Ia zi, Nașu are vreo șansă? Nu. Cât e Dan Petrescu, nu are nicio șansă. Păi dacă îi spui asta, nu se enervează? Nu. Da. Adică a început și da, nu știu. Gigi Becali să conștientizeze asta? Nu, Ovidiu, dar problema știi care e? În locul lui, dacă nu era el, Steaua era desfințată? Nu avea niciun... Da, mă rog, rămânea Clubul Sportiv al Armatei ăla care... Așa, în divizia ce? A, ce aș fi vrut asta, Neovidiu? Te-ai fi bucurat, nu? Dar eu ce să mai spun, că nu vreau să-i încurajez, că după aia se schimbă, să ducă... Dacă s-ar uni să facă Steaua asta cu stadionul, să aibă stadion, N-aș a băgat 15 milioane în baza de la... De la Berceni. De la Berceni. Bun, și ce ar trebui? Tu zici să se unească ce? CSA cu FCSB? Sunt plin, ia ce... Păi, dar îți dai seama, și toate galerii, și suporterii, stadionul plin, 30 de mii. Păi îți dai seama cât generează marketing, da, câți se bani. Se pare că sunt pe niște poziții ireconciliabile, din câte înțeleg eu, adică... Și eu spun eu că... Eu, dacă mă sunt în locul... Nu știu, că... Așa are bani mulți și... Dar nu știu cât va mai... E mai bogat ca tine? Mult mai bogat. Eu zic că e primii trei în România. Eu joc la... În capitolul ăsta eu sunt la junior, Neovidiu. Tu ești la junior, cu astea 70 de milioane făcute numai pe timpul pandemiei. Stai puțin că suntem mai mulți asociați, sunt societăți, s-au făcut și investiții. A, adică nu sunt 70 de milioane, a făcut afacerea, dar nu au venit toți la tine. Nu. Păi suntem doi asociați, Neovidiu, și au fost investiții, sunt... Păi, bun, și zi-mi și mie, cum e această prietenie legată cu Nașu? Nașu zice, trage hăiți și tu tragi cea, adică niciodată nu vei fi aliat cu Nașu. Păi sunt toată viața și tot timpul aliat cu Nașu în afara... Afara lui fotbal. În afara fotbalului. Așa am fost tot timpul. Ce crezi că între noi au fost ambiții foarte mari? Nu, săracul nu a pățit-o și din cauza mea cu Clujul, cu geanta. Cu... De ce din cauza ta? Păi trebuia un meci nul cu Dinamo. Dinamo nu mai era mai mult de locul 3, nu cobora, nu urca. Așa. Și nu știi că l-am bătut cu 2-1. Și a câștigat Dinamo. Păi și nu ți-a zis, finule, hai domne, dă-ne meciul. Păi, omul mi-a spus, domne, ți-a sugerat, dar... probabil, că nu ți-a spus direct. Da, domne... ce trebuie, ce... Eu am băgat cea mai bună echipă și le-am dat și primă și am chemat și părintele și am pus în genunchi. Și eu cu ei. Adică ce, să sfințească echipa, să zic? A presiune mare am creat, nu uite. Numai să nu câștige FCSB-ul, mă rog. Le-am spus un singur lucru. Care asta a dispărut de la Dinamo. Mă, dacă Steaua câștigă campionatul în Ștefan cel Mare și sărbătoresc campionatul. Eu, conducător, voi, jucător, mai puteți să... Voi nu mai puteți să jucați niciodată pentru Dinamo. Eu nu mai pot să mai fiu a doua zi la Dinamo. Aha, și ai ambiționat prin asta. Păi nu era adevărul ăsta? Bine, așa de... Cum să spun, tu ai o judecată de asta extremistă când e vorba de roș-albastru, că acum FCSB, CSA, Steaua, Dumnezeu știe. Neovidiu, gândește ce oameni erau atunci. Era așa, Pinalti, care avea echipă, era Neajan, avea echipă, Marius Stan, avea echipă la Galați, Penescu, după aia era Copos, Nașu, Iancu, Porumboiu,